Am mai multe subiecte. Primul subiect, am văzut că a preocupat pe câțiva dintre dumneavoastră, este întâlnirea de lucru cu primarii din unitățile administrativ-teritoriale din 7-8 mai 2015. Și aș vrea să vă fac câteva precizări, pentru că vreau să știți că nu ne-am întâlnit doar ca să ne întâlnim, ne-am întâlnit ca să clarificăm foarte multe probleme care țin de administrația publică locală. Din păcate, vă spun, au participat în total 56 de primari, cu precizarea că unii dintre ei nu au stat la toate activitățile. Iar programul, cred eu, că a fost deosebit de important, pentru că am discutat despre finanțarea proiectelor europene în perioada 2014-2020 prin ADRE Sud-Muntenia. Pentru dumneavoastră și pentru opinia publică, pe site-ul Ministerului Dezvoltării s-a publicat varianta finală a programului operațional regional. Deci n-am făcut o discuție doar teoretică, ci pe ceea ce este clar că se finanțează. La această activitate a participat domnul Liviu Mușa, director Agenției de Dezvoltare, doamna Traian Daniela, director adjunct dezvoltare și doamna Radu Cristina, șef serviciu comunicare. Am discutat despre aspecte legislative din domeniul finanțelor publice. A participat domnul Rusu Emilian, șef administrația județeană a finanțelor publice Dâmbovița și domnul Niculescu Petre, șef serviciu la aceeași instituție. S-a adăugat la efortul acesta de aducere la cunoștință a prevederilor legale doamna Igescu Carmen, director în Consiliul Județean. Discuția a vizat în principal modul de aplicare a Ordonanței 2 pe 2015, care se referă la împrumuturi. Al treilea subiect, aspecte legislative din domeniul fondului funciar și controlul legalității actelor administrative, a participat domnul prefect Ioan Marinescu, domnul prefect Gigi Antonel și doamna Svetcu Cristina, șef serviciu în instituția prefectului, și domnul Sălceanu Ion, la fel, șef serviciu. Aspecte legislative și rezultatele controalelor efectuate în teritoriu pe asistență socială, a participat domnul Mihai Toni Ciprian, director executiv Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, și doamna Gurgu Cerasela, reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița. Dezbateri cu privire la activitatea ADI Salubritate și ADI Apă, Vladu Ștefan, Niculescu Adrian și Oprea Alexandru. Aspecte legislative în domeniul achizițiilor publice, Radu Sorin, director general ajuns la Direcția Generală de Programe Europene, și Gilia Valeriu, director al Direcției Generale Programe Europene Achiziții Publice. Iar în cea de-a doua zi, aspecte privind finanțarea investițiilor rurale, și aici s-a publicat ghidul pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală. Ca atare, discuția a fost foarte concretă și aplicată. A participat Comșa Dorina, director Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud-Târgoviște, Olaru Marin, director Oficiul Județean pentru Investiții Rurale. Aspecte care privesc consultanța agricolă, cu accent principal pe eliberarea certificatelor de producător și atestatelor de producător, a fost o discuție foarte lungă. A susținut domnul Oprea Ion, director la Camera Agricolă Dâmbovița. Și dezbateri pe proiectele de infrastructură aflate în asociere Consiliul Județean, Consilii Locale și Urbanism și Sistematizarea Teritoriului, prezentate de pădurarul Silviu Sorin și Tonea Ovidiu. În ce mă privește, am participat la deschiderea acestei activități și am prezentat mai multe subiecte, în special cele care privesc investițiile pe Ordonanța 28 și asocierile Consiliului Județean. Și am participat la cea de-a doua zi, când am tras concluzii și am avut și discuții individuale cu primarii care au dorit să discute anumite aspecte cu mine. Întâlnirea s-a terminat sâmbătă la ora 16:30. Vom continua cu întâlniri cu viceprimarii, directorii economici și contabilii șefi, secretarii unităților administrativ-teritoriale, specialiști în urbanism, agenții agricoli, alt personal de specialitate din cadrul unităților administrativ-teritoriale. Toți primarii care au participat au apreciat că este utilă această discuție și
Și vă precizez de acum că cele mai multe vor avea loc fără presă, pentru ca să dăm posibilitatea tuturor să se exprime fără teama că ar putea fi preluat sau interpretat într-un fel pe tematica pe care o abordează. Subiectul numărul 2. Am văzut o preocupare care este legitimă a dumneavoastră legat de modul în care se derulează programele Lapte, Corn și Măr. Eu vă spun că sunt receptiv la toate semnalările pe care mi le face presa, dar v-aș ruga să nu confundați procedurile de achiziție publică sub aspectul legalității lor cu modul în care cei care au câștigat achizițiile respective derulează contractele. Sunt lucruri total diferite. Eu am spus și repet și astăzi că am făcut ce spune legea, am spart contractul în trei, adică o achiziție pe cord, una pe produse lactate și o a treia pe măr. Cea pentru lactate este adjudecată de Natura Târgoviște. Lucrurile sunt puse la punct la momentul acesta. N-am mai avut niciun fel de reclamație din partea niciunei școli sau primării. Mărul este adjudecat de Sece Lido Gârbea SRL, iar cornul am avut adjudecări pe durate determinate, pe o procedură simplificată, tot prin licitație publică și la momentul ăsta cel care furnizează cornul, la un preț mai mic decât a furnizat anterior, este tot societatea comercială Lido Gârbea SRL. De fapt, Lido Gârbea SRL este furnizorul Consiliului Județean din anul 2010. Atunci am văzut că n-a deranjat pe nimeni adjudecarea, acum văd că preocupă pe foarte multă lume. Pentru corn, vreau să știți că este procedură în curs pentru contract pe o durată de 4 ani de zile. Procedura anterioară a fost anulată pentru că s-a ajuns la un preț de 0,21 bani pe corn. Doi ofertanți au dat 0,21 și niciunul n-a dorit să dea cu nimic mai jos. La sesizarea noastră a avut loc în data de 30.04.2015 un control al Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, urmare a semnalărilor din presă pe calitatea mărului, s-a constatat că societatea comercială Lido Gârbea SRL utilizează un depozit de alimente din Târgoviște, Calea Lumiței numărul 3, aparținând societății Cicom SRL Pietrari, și că la locul de depozitare nu sunt condițiile corespunzătoare pentru a menține integritatea și calitatea produselor depozitare. Ca urmare, am procedat la sesizarea și a celor care se ocupă de protecția consumatorilor. O să revenim cu o solicitare la Direcția de Sănătate Publică să reia verificarea, să aplice sancțiuni și am comunicat societății comerciale Lido Gârbea SRL în data de 30.04.2015 că ceea ce s-a livrat necorespunzător nu va fi plătit și că vom trece la punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 7 din contract legat de sancțiunile pe care societatea le poate primi dacă nu respectă standardele și performanțele de calitate care sunt însușite prin caietul de sarci. Vă precizez că pe lângă sesizările dumneavoastră cu școala Coresi și sesizarea prefectului cu școala numărul 3 din Moreni, s-au mai verificat de către Direcția de Sănătate Publică unitățile de învățământ din Pucioasa, Mogoșan, Potloci, Petrești și Omnița, unde au mai fost identificate situații necorespunzătoare, în special fructe dezidratate care făceau obiectul distribuției în școli. Am scris din nou tuturor școlilor și Inspectoratului Școlar Județean să ne sesizeze ori de câte ori avem aspecte de neconformitate în livrarea celor trei produse, lapte, corn și măr, cu adresa noastră 1083 din 5.05.2015. Ca urmare, în acest demers suntem pe aceeași parte a baricadei și nu suntem pe poziții divergente.
Legat de atestatele de producători și carnetele de comercializare, vreau să știți mai întâi de toate că subiectul a fost deosebit de discutat și de disputat la întâlnirea cu primarii. Pe această temă s-a discutat aproape 2 ore. Domnul Oprea Ion de la Camera Agricolă a dat toate informațiile necesare și explicațiile pentru ca nimeni să nu greșească. Consiliul Județean Dâmbovița, în baza dispozițiilor legale, a încheiat un contract 81C/51 din februarie 2015 cu Compania Națională Imprimeria Națională ESA a statului, în care s-au solicitat următoarele documente: atestate de producător, 125 de bucăți carnete a 100 file, și carnete de comercializare, 8.749 de carnete, 126 file fiecare, conform comenzilor primite de la toate UAT-urile din județ, urmând ca această comandă inițială să fie suplimentată la cerere. Valoarea totală a contractului este de 153.437,60 lei. Pe data de 5.3.2015 au fost ridicate toate carnetele și atestatele de la Imprimeria Națională, deci cu o lună înainte, nu, cu 2 luni înainte de data la care era obligatorie utilizarea acestor formulare noi. În data de 6.3.2015 am început distribuția în județ către toate primăriile și până la această dată s-au distribuit către unitățile administrative teritoriale 104 carnete de atestate de producători din 125 și 5.959 carnete de comercializare din totalul de 8.749 care au fost comandate. Camera Agricolă Dâmbovița am implicat-o în derularea acestor activități pentru eliberarea de avize consultative la cerere în localitățile pe raza cărora nu sunt înființate structuri asociative din agricultură. Este vorba de 14 localități. Suplimentar, am mai acordat sprijin în încă 6 localități unde au fost dificultăți în implementarea acestei activități. Am stabilit la operativa de ieri să organizăm un program de deplasare în teren al specialiștilor Camerei Agricole în perioada următoare. Prima deplasare programată este în Comuna Pierșinari, la sfârșitul lunii acesteia, unde vom avea o întâlnire cu producătorii și comercianții. Știți foarte bine că Pierșinariul are un specific aparte. Sunt de regulă comercianți de produse agricole și sigur că parte din dispozițiile legale incidente subiectului îi deranjează. Va trebui să lămurim foarte bine care sunt drepturile și obligațiile când ești producător, care sunt drepturile și obligațiile când ești comerciant. Legat de drumurile județene, am observat în ultimul timp că sunteți preocupați de starea drumurilor județene, în special de drumul din zona montană, DJ713, DJ714, și am observat și o preocupare specială a unor competitori politici pentru a aduce în atenție situația unor sectoare de drum. Și aș vrea să vă informez cu câteva lucruri, pentru că, cel puțin în parte, modul în care e reflectată această situație, eu o consider incorrectă. Mai întâi de toate, Consiliul Județean Dâmbovița are, potrivit Ordonanței 43/1997, în administrare 845,8 km de drumuri județene, din care 672,1 sunt asfaltate și betonate, 151,7 km sunt drumuri pietruite și 21,9 km sunt drumuri de pământ. Situația de față e rezultatul a 75 de ani de istorie a județului, adică 50 de ani de comunism și cei 25 de ani de după Revoluție. Și fac afirmația pe care am mai făcut-o. Dumneavoastră puteți crede orice și puteți scrie orice. Eu discut ca omul care știe foarte exact care sunt alocările financiare. Până cel puțin în anul 2017 avem o previziune financiară făcută de Ministerul Finanțelor, cu alocări pentru drumuri, ne trebuie 20 de ani ca drumurile să arate așa cum trebuie.
Cine vă spune altceva, vă spun eu, fără teama de greșit, că este un mincinos sau un populist gargaragiu. Eu nu vreau să fiu nici mincinos, nici populist gargaragiu. Al doilea lucru care vreau să vi spun este că rețeaua de drumuri comunale și locale aflate în administrarea consiliilor locale măsoară 2300 de kilometri. Și că din anul 2008, ca să avem un moment de referință mai recent, până astăzi, prin asocierile derulate de Consiliul Local, Consiliile Locale, Consiliul Județean, s-au rezolvat circa 250 de kilometri de drumuri comunale. Adică 10% din rețea. Din cele 250 de, din cei 250 de kilometri, circa 180-185 sunt realizați pe mandatul meu. Cred că am făcut cel mai mult din această perspectivă, pentru că am stimulat unitățile administrativ-teritoriale să concentreze un pic resursele pe proiecte importante. La momentul acesta avem în derulare 35 de contracte de lucrări și 31 de obiective aflate în curs de implementare pentru asfaltare în asociere. Celelalte 35 sunt pe alte surse de finanțare, cum ar fi Ordonanța 28 pe 2013. Legat de drumurile naționale, avem circa 550 de kilometri de drumuri aflate în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, începând cu drumurile naționale cunoscute DN7, 71, 72 și continuând cu tronsonul de autostradă care traversează județul Dâmbovița. Puteți face iarăși un calcul pe 75 de ani și după aceea putem să facem și o medie cam câți kilometri de drum s-au făcut în fiecare an județene, naționale și comunale. Ca urmare, situația aceasta a drumurilor este deosebit de dificilă. Ea are, cum să zic, explicații istorice, în bună parte. Deci, în bună parte, explicațiile sunt istorice, pentru că majoritatea sectoarelor de drum, indiferent că sunt comunale, județene sau naționale, au durata de serviciu expirată. Iar din punct de vedere al dimensionării acestora, au fost proiectate la capacități portante și gabarite corespunzătoare traficului rutier existent în urmă cu circa 30 de ani. Astăzi, vedeți foarte bine, numai dacă ne uităm la cei care transportă ciment sau transportă nisip petriș, capacitatea de transport a mașinilor este de 3 ori mai mare decât cea existentă în urmă cu 30 de ani de zile. Politic, aș putea să-i spun domnului Vladu să-l întreb unde a fost în cei 4 ani de guvernare, de n-a rezolvat drumurile din zona Șelară, pe care le fotografiază acum. Dar nu vreau să intru într-o dispută politică, că ea nu rezolvă problema. Nu-i decât tot gargară. Ce am făcut noi pe câteva lucruri pe care presa l-a sesizat sau cetățenii? Pe sectorul Valea Lungă Vârfuri. Drumul județean 710A, făcut pe bani europeni, pentru cei care mai faceți referire la garanția de bună execuție, este expirată de înainte să vin eu la Consiliul Județean, că așa a fost stabilită, una foarte scurtă. Sunt alunecări de teren, deci cauze obiective. Am finalizat studiile de fezabilitate și daliurile pentru zona Diaconești, Vârfuri, și o să lucrăm acum în sistem de urgență pentru zona Valea Lungă, unde sunt iarăși câteva puncte cu alunecări de teren. Și o să intrăm în regim de urgență la reparații după derularea procedurilor de achiziție publică. Cât de simpatici mi-ați fi voi din presă, nu o să fac altfel decât cu achiziție publică. Nu dacă scriem astăzi, o să încep mâine să-l repar, că nu se poate. Pe Șelaru, pe drumul județean 611, se execută lucrări pentru covor asfaltic, iar la intrarea în localitate lucrează SCLDP, urmând ca lucrările să fie finalizate în următoarele 2 săptămâni. Pe drumul 503, la Șelaru, avem un podeț avariat tubular,
Am găsit soluția tehnică pentru a-l repara. Este în curs de definitivare documentația tehnico-economică. Când va fi gata, la fel facem procedură de achiziție publică, acolo unde SCLDP-ul nu are capacitatea tehnică ca să rezolve lucrarea. Pentru că, iarăși, dacă discutăm de istorie, poate că ar fi fost cazul să întrebați pe toți cei care de 25 de ani n-au luat niciun fel de dotare la SCLDP. Inclusiv pe cei care au cumpărat o stație de asfalt, care are o capacitate de 5 ori mai mare decât necevoile Consiliului Județean. Singurele utilaje care s-au cumpărat la SCLDP sunt cele cumpărate din majorarea de capital social pe care am aprobat-o la începutul acestui an. Plombări, la momentul ăsta, se lucrează pe DJ711 Târgoviște-Bilciurești, DJ712A Izvoare Râu Alb, DJ719 Târgoviște-Valea Voievozilor. Aici o să turnăm covor bituminos de la podul de la Răzvat până la intersecția cu Gura Umniței și mergem până la intrarea în municipiul Moreni. Avem o alocare de 7 miliarde de lei. Cu precizarea că stratul 1 s-a turnat până anul 2010 sau 2011. Covor bituminos DJ722 Nuced Movila. Este lucrarea aproape finalizată. Întreținere îmbrăcăminți asfaltice DJ712B DN72 Vulcana Pandele, covor bituminos pe DJ611 Fierbinți Vișina și covor bituminos DJ717 Aninoasa Viforâta, cu precizarea că aici suntem în asociere cu UAT Aninoasa, care pune, deci o asociere invers, pune Consiliul Local o sumă de bani. Sunt finalizate activitățile de revizie a unor sectoare de drumuri care prezintă degradări și sunt pregătite documentațiile pentru reparații pe DJ401A Găiești-Mogoșan-Costești, DJ721 Burduca-Cuparu, DJ723 Valen-Dâmbovița, DJ712 Fieni-Runcu și sunt în curs de achiziție documentațiile tehnice pentru asocierile Consiliului Județean cu localitățile Ludești și Vijinești pe DJ702L și DJ710B și în curs de definitivare contractele de asociere pentru Răscăieți, DJ702F și DJ720A, Bucșani, Mărcești. Sunt asocieri în care consiliile locale din zonă pun și ei o cotă de bani la reparațiile acestor drumuri. În programul de lucrare al Consiliului Județean Dâmbovița cu SCLDP sunt cuprinse și sectoarele 711A Săbiești-Colacu și 711D Poiana Românești, urmând ca să le derulăm pe măsură ce disponibilizăm utilaje și forță de muncă de la activitățile menționate anterior. Pe drumul județean 713-714, astăzi, în zona montană, de la Lacui Bucudor, se întrunește o comisie tehnică comună, Consiliul Județean Dâmbovița, Consiliul Local Prahova, să identificăm lucrările care mai sunt de făcut. Avem o alocare pe Ordonanța 28 pe acest sector de drum de 1.500.000 de lei. Contractul s-a semnat ieri și vom da ordin de începerea lucrărilor în cursul săptămânii viitoare. Pentru sectorul de la Dichiu la Zănoaga, unde știți că am început anul trecut, avem o alocare anul acesta de 7 miliarde de lei și pentru sectorul de la Zănoaga până la platoul Padina Peștera, avem alocare de 1.500.000 de lei în anul acesta. În total, 33.700.000 de lei, 37 de miliarde de lei vechi. Cred că este o sumă extraordinar de mare. În schimb, sunt mâhnit că toată lumea uită că eu am preluat drumul ăsta 713-714 cu 90 de miliarde de datorii. Și le-am plătit. După cum vă spun, că nu pot să utilizez toate resursele județului pentru drumul de la Moroieni, drumul vechi, Moroieni, Zănoaga, Padina, Peștera. Sunt probleme majore generate de topirile masive de zăpadă și de ploile care au fost în ultima vreme. Azi de dimineață, așa ca chestiune de detaliu,
Am discutat cu domnul Anton Rădulescu, care e inginer și cunoaște foarte bine cum se face un drum de munte. L-am întrebat dacă pot să fac ceva mai mult. Și mi-a spus, nu ai ce să faci până când nu se scurg apele de pe toți versanții, nu faci decât să omori utilajele degeaba și oameni. Ca urmare, știri de genul turism de calitate cu noroi, sigur că nu se poate face. Dar nici nu rezolvă problema. Aș fi fost foarte bucuros să fi sărit la fel de vioi presa locală pe cei care în anul 2005 au întrerupt drumul pe fondurile de la Rom-Silva și 60 de miliarde de lei vechi au fost luați de apă. Atunci n-a spus nimeni nimic. Am scris mult atunci, mă duc. Iar mai e o chestiune pe care vreau să vă spun, tot cu toată convingerea, că nu e obligat Consiliul Județean să intervină ori de câte ori cât un turist să duce pe drumurile laterale, că nu sunt drumurile Consiliului Județean. Eu dacă utilizez bani acolo, nu fac altceva decât să delapidez fonduri. Nu-i treaba mea să mă duc pe toate drumurile laterale pe unde se rătăcește fiecare turist. E treaba salvamontului să-l scoată de acolo, e treaba jandarmilor să-i îndrume și obiectivul meu e ca în anul 2016, la sfârșitul anului, sper, să avem finalizat DG 713-714 în asociere cu Consiliul Județean Prahova, respectiv partea care ne revine nouă pe alocările făcute prin Ministerul Dezvoltării. Avem nevoie, dacă țin eu minte bine suma, de circa 110 miliarde vechi, 11 milioane de lei. Deci anul ăsta avem 3 milioane și jumătate. Sunt optimist dacă anul viitor vom reuși să punem diferența de 7 milioane. E foarte mult. Ar însemna să iau toți banii, să nu mai facem niciun fel de lucrări în județ, să-i duc pe drumul din munte din Ordonanța 28. Și încă o cifră, ca să știm despre ce vorbim, și puteți verifica în legea bugetului de stat, suma alocată din TVA pentru drumuri la Consiliul Județean Dâmbovița e 8 milioane de lei. Deci pentru sutele astea de kilometri, inclusiv asocieri, eu am 8 milioane de lei pe an. Cred că am făcut tot ce trebuia să fac și să utilizez la modul cel mai economic, cu putință, fondurile acestea puține. Repet, concluzia pe care am spus-o ceva mai devreme, ne trebuiesc 20 de ani ca să aducem drumurile la starea de viabilitate pe care ne-o dorim cu toți. Județul Dâmbovița sau la nivel de țară? Eu vorbesc de județul Dâmbovița, n-am făcut eu o analiză de țară. Legat de situația unor drumuri naționale, am să vă spun mai întâi de toate că discuția mea cu premierul Ponta de circa o oră de sâmbătă a privit numai aspectul legat de drumuri. N-am abordat alte subiecte pentru că îi dădeam prea multe teme și ne încurcam în rezolvarea lor. A fost foarte utilă și am reușit să deblocăm ceea ce Compania Națională de Drumuri rezolvă cu încetinitorul. Respectiv, pentru podul de la Viișoara. Știți foarte bine că s-a alocat banii. În 2 săptămâni de zile va fi gata Daliu. Se va face procedură de urgență, negociere fără anunț prealabil pentru PT și execuție. Durata estimată de începere a lucrărilor la podul de la Viișoara, 15 iunie. Ține de derularea acestor proceduri. Podul de la Pucioasa, peste Bizidele, vorba de primul pod, că era o confuzie continuă. Deci se va interveni cu un pod suplimentar, cum v-am spus. Se va începe lucrul acesta în 2 săptămâni de zile și estimăm că la data de 15 iunie și aici avem finalizată procedura de achiziție pentru Dali și să începem lucrările de execuție pe o procedură de urgență. Ce e la Dali? Documentație tehnico-economică. Bâldana Titu. 4 benzi. Problema pe care o avem aici este faptul că nu s-au deschis credite de angajament pentru
organizarea licitației publice de execuție a lucrărilor. Toate celelalte aspecte, SFPT și exproprieri, sunt rezolvate de anul trecut. Am promisiunea premierului că lucrul ăsta va fi rezolvat la jumătatea anului, la rectificarea bugetară. Pentru modernizarea drumului național 72 s-au primit bani pentru proiectare în anul 2015 și știți că s-a încheiat contractul. Da? Ați și dat știrea, ați preluat-o de la colegul meu Ionuț Săvoiu și de la Compania Națională de Drumuri. Avem în lista de investiții și dotări anul acesta sensuri giratorii la Titu și Găiești, 3. Lista încă nu e aprobată de conducerea CNADR-ului. Sper să fie rezolvată și problema aceasta săptămâna viitoare. Și DN7, la Tărtășești, avem prins în buget un proiect de evacuare a apelor pe DN7, zona Tărtășești. Anul acesta să facem studiul de fezabilitate și proiectul tehnic și anul viitor să facem lucrări. Câteva aspecte legate de Ordonanța 28 pe 2013. Potrivit dispozițiilor legale, Consiliul Județean a propus Ministerului Dezvoltării, după consultarea consiliilor locale și verificarea documentațiilor depuse, un număr de 115 obiective. Vi le-am prezentat la o conferință în urmă cu vreo 3 luni de zile. Din presă cunoașteți și dumneavoastră că la Ministerul Dezvoltării au fost niște analize făcute de Curtea de Conturi, sunt și niște situații conflictuale între Minister și Curtea de Conturi și o analiză făcută de Banca Mondială. Urmarea acestor lucruri a fost emis de către Ministrul Dezvoltării Regionale un ordin cu privire la modul de finanțare a lucrărilor în anul 2015. Pentru că noi facem propuneri Consiliile Județene, Consiliile Locale își pot depune documentații, cel care integrează toate lucrurile și decide în final este Ministerul Dezvoltării Regionale. Ce spune documentul emis de Minister? Nu se vor aloca fonduri pentru obiective de investiții noi sau noi introduse în program, dar începute în cadrul altor programe de finanțare sau cu stadiu fizic procentual, sau determinat prin calculul lor, verificat în baza de date de contări, care corespunde realizării pentru obiectivul de investiții doar a proiectului tehnic, fără lucrări de construcție executate și decontate ori nedecontate. 2. Se alocă fondurile solicitate pentru finalizarea obiectivelor din domeniul specific prevăzut la articolul 5 litera C dintr-un ordin al Ministrului Dezvoltării, care privește realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea, dotarea unităților de învățământ preuniversitar, respectiv grădinițe, școli primare, gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli profesionale, școli post-liceale, unități de învățământ speciale de stat. Și fondurile rezultate din nealocarea conform primelor două criterii vor fi alocate pentru realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, respectiv realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare. Este rezultatul obligației de conformare la niște lucruri asumate prin tratatul de aderare pe domeniul apă și canal. Ca urmare, vă informez că astăzi avem semnate, ieri le-am finalizat de semnat, 36 de contracte în județ, din cele 115 propuneri. Sunt încă 32-33 de contracte în analiză și am solicitat astăzi Ministrului Dezvoltării o audiență la ora 11 și jumătate, sper să ajung, ca să discute încă câteva obiective de investiții pentru care noi am avea justificări, chiar dacă sunt aparent lucrări noi. Cum ar fi drumul Bălen-Nucet, pietruit anul trecut, unde cred că ar fi foarte util să venim cu strade asfalt, sau drumul Corbi-Mar-Gratia, angajament asumat odată cu drumul Sudului, prin proiectul cu finanțare europeană. O să vă informăm
când avem o situație finală, care sunt lucrările finanțate. Deja am anticipat și v-am spus de cele trei sectoare de drum din munte, unde contractele sunt semnate pentru că erau investiții în continuare cu un grad de realizare avansat. Legat de compania de apă, aș vrea să vă informez câteva lucruri. Am avut săptămâna trecută o analiză a stadiului de implementare post 1, post 2, contractul cu Berdu. Vă informez că pe data de 28.04.2015 a fost depusă cererea de tragere din contractul de împrumut cu Berdu pentru aducerea aminte. Încheierea acestui contract a fost stabilită în anul 2009-2010 ca și surse de finanțare și respectiv cofinanțarea proiectelor derulate pe postul 1 de mediu. Prima tranșă a tragerii este de 45 de milioane, a doua tranșă de 11 milioane. Cererea de tragere depusă pe data de 28.04 este în sumă de 35 de milioane de lei, ceea ce va permite plata tuturor lucrărilor care sunt executate la acest moment de companiile implicate pe cele 10 contracte, cele 1, cele 2 până la cele 10. Al doilea lucru care trebuie să vi-l spun, pe cele 1, pe Târgoviște, stadiul de realizare e 99,2%, se procedează la recepția lucrărilor. Cele 2, 100%, a fost emis certificat final și scrisoare de descărcare, deci este un subiect închis. Cele 3, 94%, a fost amânată recepția. Cele 4, este în situația cea mai gravă, e vorba de stația de epurare de la Moreni, grad de realizare 37,5%, situație generată de falimentul liderului de asociere Contract Ingineria Obras din Spania. Se discută la momentul acesta cu ceilalți asociați să preia în calitate de lider contractul, să-l ducem mai departe, pentru că altfel nu se mai poate implementa pe postul 1. Încă nu avem o soluție tehnică și juridică. Sperăm să o avem în 2 săptămâni de zile. Contractul următor, cele 5 grade realizare, este 86,96%. Este vorba de reabilitare rețele de apă și canalizare la Moreni. Cu termen de finalizare ar fi 14.05.2015, adică peste câteva zile, poimine, ceea ce nu s-a realizat, intră, pentru că nu s-a solicitat o prelungire, penalități de întârziere pentru constructor. Contractul pentru Pucioasa și Fieni, pe lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare, grad de realizare 92,9%, aici, în curând, vom putea inaugura și stația de epurare de la Pucioasa. Deja s-a intrat pe probe tehnice. Pe cele 7, reabilitare rețele de apă și canalizare Pucioasa-Fieni, gradul de realizare 84,11% și termenul de execuție este 30-a 6-a. La celălalt dinainte, cu stațiile de epurare, 28-a 8-a. Deci estimăm că vor fi finalizate ambele. Pe contractul cele 8, lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găie și Titu, gradul de realizare a contractului 75%. Aici o să avem o prelungire de contract. Încă nu este încheiat actul adițional. Ar fi trebuit terminate lucrările pe 17.05.2015. Sunt foarte avansate la Titu, mai rămase în urmă la stația de epurare de la Găiești. Pe reabilitare rețele de apă, cele 9 și canalizare la Găiești, stadiul de realizare a contractului este de 41,8%, nu sunt întârzieri. Și pe cele 2 contracte din cele 10, cele 2 loturi de la Titu, stație de epurare, rețele de apă, s-a făcută achiziția publică, s-au dat ordinele de începere a lucrărilor. Cei care au câștigat licitația sunt în perioada de depunere a documentelor necesare
pentru ca lucrarea să înceapă potrivit legii, în special pe chestiuni care țin de garanții de bună execuție. De asemenea, vă informez că pe economii sunt adjudecate lucrările, cu excepția localităților Aninoasa și Răzvad, celelalte lucrări, respectiv Comișan, Moreni, Șotânga, Titu, zona Titu Nou, Doicești, sunt adjudecate și finalizate procedurile de achiziție. Se depune astăzi sau mâine, cel mai târziu, documentația completă pentru cererea de finanțare la Autoritatea de Management din cadrul postului de mediu. Mai aveam de depus hotărârea de Consiliul Local de la Comișani, hotărârile luate ieri de la Comișani, de la Răzvad o autorizație de construcție și niște documente de la primărie că nu s-au depus cereri de retrocedare și investiții pe domeniul public pe unde se fac conductele și un proces verbal de la APM pentru Comuna Șotânga. Imediat ce vom finaliza aceste lucrări, sper eu la sfârșitul lunii mai să le putem începe și să le finalizăm în timpul optim. De asemenea, în luna mai, în următoarele 10 zile, se va da soluția legat de ajudecarea consultanții pentru postul 2 de mediu. Urmarea discuțiilor pe care le-am făcut și cu primarii și a publicării ghidului de finanțare pe PNDR, în următoarele două săptămâni vom decide foarte clar care sunt localitățile care trebuie să depună proiecte pe PNDR sau POR și care sunt cei pe care îi preluăm pe postul 2 de mediu. Pe criterii obiective, deci nu pe simpatii. De exemplu, orașele vor putea să intre pe POR cu lucrări mai mici sau localitățile care deja au beneficiat de finanțări pe alte programe, pe 3.2.2, pe SAPART și au parte din problemă rezolvată. Legat de vizita din Republica Moldova, am discutat ieri, am primit și un program provizoriu. Deci pe 14 mai o să ajungem undeva în jurul orei 15-16 la Chișinău. Pe data de 15 avem o vizită a delegației județului la primăriile Ialoveni și Milești Mici. Și pe data de 16 avem o întâlnire la administrația raionului, în cadrul căreia vom semna acordul de înfrățire și vom stabili care sunt domeniile principale de interes. La Ialoveni există un eveniment local, un concurs Topul Personalităților 2014 și pe lângă delegația noastră sunt prezente delegații din Georgia, din Lituania și mai este prezentă o delegație de la Alba Iulia. Cam acestea sunt temele administrative. Câteva chestiuni legate de temele politice. Mai întâi de toate, vreau să vă remarc prezența, ați remarcat-o și dumneavoastră, vă readuc aminte, doar că a fost prezent domnul Victor Ponta la evenimentul organizat de PES. Deci, evenimentul a fost al PES-ului, nu al PSD Dâmbovița. Numărul 2. Am spus că am discutat despre situația drumurilor și nimic altceva și am făcut o discuție cu un alt preasfințit Unifon pe subiectele care țin de monumentele istorice și alocările prin Ministerul Culturii, respectiv prin Fondul de Rezervă al Guvernului sau CNI. Și ultimul lucru pe care îl puteți prelua de acum, pe data de 25 iulie, l-am invitat pe Victor Ponta să inaugurăm împreună proiectul Peștera Ialomiții. Mi-a spus că vine. Tocmai de asta am stabilit de comun acord această dată. Am vrut să leg subiectul acesta
de festivalul Padina Fest. Cred că va fi o inaugurare nu doar pentru noi, ci pentru toată lumea, că va fi preluată și de televiziuni naționale și cred că asta nu va face altceva decât să promovăm gratuit zona montană din județul Dâmbovița. Până atunci, finalizăm lucrările la peștera Ialomiței și vom lucra destul de consistent și pe drumul de acces. Eu mi-am propus să facem lucrările de artă cu prioritate ca să putem circula pe drumul asfaltat. Al doilea subiect. La momentul acesta suntem în teritoriu, pregătim organizațiile locale pentru alegerile interne, potrivit graficului pe care vi l-am anunțat în urmă cu vreo 2 luni de zile. Avem situații foarte bune, organizații solide, dar avem și situații în care încă nu avem ceea ce trebuie pentru o confruntare electorală. Le-am spus colegilor mei că suntem undeva la 11 luni de data alegerilor locale de anul viitor. Din ce am discutat eu cu domnul premier, alegerile locale vor avea loc la sfârșitul lunii mai sau prima săptămână din luna iunie, așa cum este legal, că știți foarte bine, pe 10 iunie va expira mandatul actualelor consilii locale, primari și președinți de consilii județene. Începând cu 1 iunie, derulăm și conferințele comunale, orășenești și municipale de dare de seamă și alegere. Am devansat puțin data, în sensul că începem mai devreme decât am spus inițial, cu acele organizații politice ale noastre care stau foarte bine și unde nu avem nevoie de timp mai mult pentru consolidare și reorganizare. Al treilea lucru care vreau să vă informez este că mâine la ora 18 vom avea un birou permanent județean cu o ordine de zi consistentă, 17 puncte, o informare cu deciziile luate la Comitetul Executiv Național, o informare cu privire la vizita premierului și președintelui partidului Victor Ponta și desfășurarea adunării generale a PES la Târgoviște, o informare cu finanțarea obiectivelor pe ordonanța 28, e util și pentru decidenții politici să cunoască, ce v-am spus noastră astăzi, le spun și lor, o informare și concluzii în urma întâlnirilor cu conducerile partidelor politice din arcul guvernamental reprezentate în județul Dâmbovița, o informare cu privire la pregătirea organizațiilor pentru conferințe, un grafic de desfășurare a conferințelor de alegeri până la data de 15 iunie, constituirea unor colective de lucru în vederea pregătirii rapoartelor pentru dezbateri în cadrul adunărilor generale și conferințelor de alegeri, dincolo de subiectul politic, ne vom alege președinți de organizații, vicepreședinți, secretari, vreau să prezentăm 3 rapoarte, un raport al primarului cu activitatea administrației publice, vorbim de primarii PSD, sau raport al consilierilor cu privire la administrația publică, un raport al meu ca președinte de Consiliul Județean, cu determinare politică PSD, cu ce am făcut în județ în ultimii 3 ani de zile, și un raport al grupului parlamentar cu privire la măsurile luate la nivel guvernamental și parlamentar pentru transpunerea în practică a programului de guvernare. Vom dezbate un program de activități al organizației pentru 2015. Vom aproba măsuri de reorganizare a departamentelor potrivit structurii de la nivel central. Vom discuta despre situația de la organizația orășenească TITU, despre încasarea cotizației de membru de partid, despre situația financiară a organizației Dâmbovița și obligațiile pe care le avem, taxe, impozite, cotizație la nivel central, salarii, utilități, despre necesarul de materiale, birotică, întreținere, ce trebuie să, ca să facem curat și să fie frumos la partid, despre controlul efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 20-24, a patra, am avut un control, nu s-au constatat niciun fel de probleme, ne-am derulat activitatea financiară în condițiile legii, despre convocarea biroului executiv central al organizației de pensionari vineri 15 mai la Constanța,
stabilind care e delegația care ne reprezintă acolo, și despre convocarea Biroului Executiv Central al Organizației de Femei în perioada 22-23 a 5-a în localitatea Bran, stabilim cine merge la aceste activități. Legat de întâlnirile cu partidele politice, vreau să doar să vă readuc în atenție, pentru că ați primit comunicate de presă, că ne-am întâlnit cu Partida Romilor, cu PCU, PLR-ul, PPDD-ul, au fost întâlniri extraordinar de bune. Am invitat la discuții și UNPR-ul, ne-au spus că sunt foarte ocupați cu strângerea semnăturilor pentru 1 milion de membri. Ca urmare, îi așteptăm când vor fi ceva mai liber, ca să discutăm despre problemele din județ. Ca rezultat al acestor discuții, care n-au fost unele nici teoretice, nici de imagine, mâine, împreună cu domnul deputat Georgică Dumitru, am prima întrevedere cu Ministrul Educației Naționale pe chestiuni de interes public din județ. Și ne interesează în special finanțarea grădinițelor prin Banca Mondială. Mai avem două în lucru. Sunt blocate lucrările și la Ognița și la Petreș Corbi Mari și trebuie să ne lămurim de ce și care sunt lucrurile pe care trebuie să le rezolvăm. Finanțarea altor lucrări pe grădinițe prin Banca Mondială pe alte programe și finanțarea lucrărilor la campusul Universității Valahia din Târgoviști. Adeziune, m-am exprimat. Eu cred că și 1 milion de semnături e greu de strâns, dar asta e altă poveste. Cam astea sunt temele, vă răspund la întrebări. Dacă ați discutat cu premierul despre DN7, legerea la 4 benzii. Păi, v-am spus că contractul e încheiat, aici nu aveam ceva presant, că suntem în grafic. Adică am spus că să facem studiu de fezabilitate, apoi proiectul tehnic trebuie scos la licitație și apoi execuția lucrărilor. Anul ăsta avem bani prevăzuți în buget pe studiul de fezabilitate. S-a judecat. Aici n-am avut de discutat ceva în mod special. Vă mai fac o precizare că sunt în bugetul Companiei Naționale prevăzuți banii pentru podurile de pe drumul național Găiești-Târgoviște-Ploiești. Știți foarte bine că s-a făcut doar partea de asfaltare. Sunt prevăzuți banii pentru reparații curente și capitale la toate podurile de pe trasea. Drumul din munte de Chiu este închis? Okay. Este închis. Ca urmare a unui demers al Poliției Județene Dâmbovița și Poliției Județene Prahova. Ambele unități de poliție apreciază că datorită faptului că nu sunt finalizate toate lucrările de artă pe anumite zone, există riscul să avem accidente. De aceea, v-am spus, astăzi este o comisie în munte. S-a dus astăzi nu pentru că aveam eu conferință de presă, ci s-au dus în momentul când s-a putut observa foarte bine ce-i pe teren, adică s-a topit zăpada, ca să înțeleagă toată lumea. Există un grafic, nu știu, în urma căruia... Deci astăzi, nu, atenție, astăzi stabilim ce trebuie făcut, care sunt prioritățile, participă și constructorul și proiectantul. Mâine constructorul este prezent la Consiliul Județean la prima oră și stabilim la ce dată încep lucrările, care sunt în ce ordine de prioritate, în așa fel încât în următoarele 2 luni de zile să putem avea un drum pe care să circulăm în condiții mult mai bune. Deci în următoarele 2 luni se preconizează să dea drumul? 2-3 luni vreau eu. Așteptați până mâine, când mă lămuresc foarte exact ce trebuie făcut. Cei care vor să meargă acum pe zona respectivă, cum fac? O iau pe drumul vechi de la sanatoriu? Sau? Nu pot merge oficial decât pe drumul vechi, că intră unii altceva. Deci la acest drum 713, e cel care este în colaborare cu Prahova, da? E nevoie de 11 milioane de lei pentru a fi finalizat? Nu, 11 milioane mai am nevoie pentru a finaliza sectorul care e comun cu Prahova și ce este pe județul Dâmbovița până la Padina Peștera. Afar de alocarea de anul acesta. Și doar pe cel cu colaborarea cu Prahova, de câți bani mai nevoie? Nu știu să vă spun acum. Știți foarte bine că avem și un litigiu acolo. Anul ăsta toată finanțarea a venit pe Consiliul Județean Dâmbovița, pe Ordonanța 28, urmare a primului pas făcut în negocierea cu Prahova. Adică am reușit să ne înțelegem pe subiectul ăsta, să-mi dea mie bani să le pot continua. 1,5 milioane aceia sunt da. Și la acest drum asfaltarea a fost
nu este nevoie de lucrări de artă pe un sector important și, din păcate, e sectorul de la intrare. Pentru că, dacă nu ne-am înțeles, eu am făcut lucrările pe teritoriul județului Dâmbovița, așa cum era normal. Normal din punct de vedere financiar. Nu puteam să bag eu bani în drumul altui județ. Da? Deci, facem lucrările de artă pe sectorul de la Prahova, acolo e nevoie, sunt câteva zone pe partea dreaptă unde am avut alunecări surpări de teren, și apoi să începem asfaltarea. Și propunerea pe care am făcut să o fac mâine e să începem asfaltarea de la Dichiu în jos, ca să nu mai urcăm cu mașinile alea mari cu, nu? Și încărcate cu bitum și pe zonele asfaltate. Și să venim de sus în jos cu asfaltarea, așa cum cred eu că e logic și tehnic. Iar pe partea sectorul Dichiu-Zănoaga, să începem să facem cele 3 sau 4 poduri. Ați văzut că sunt niște zone întrerupte în stratul 1 de asfalt, pentru că acolo trebuie făcute poduri. Și să începem, dacă ne mai ajung banii, la stratul 2. Dar e închis la ce mod? Doar pe hârtie? Că e practic la ieșire. Nu, se montează aproape săptămânal o barieră, se pune lacăt și e tăiată de prietenii noștri din Prahova, care duc oameni sus în munte. Și ieri s-a pus o barieră și m-au sunat și domnul Rădulescu și domnul Calcan și domnul nu mai știu care, că nu mai au acces turiștii. Eu înțeleg lucrul ăsta, dar v-am spus, nu există rezolvări imediat. Pentru podul de la Ionești, am fost acolo chiar ieri și un problemă cu apărarea de malul în afară, de la malul... Unde e? Da, este dat subiectul Companiei Naționale de Drumuri, nu există niciun risc acum la pod. Nu știu cine l-a inventat. Dacă l-a inventat domnul Iulică Bradu, poate vedea și riscul de a lua conducta de la Consiliul Local Găiești, da? Făcută cu vreo 23 de miliarde de lei vechi, de primarul PDL. Aia a uitat-o. Ce spun. Nu era, nu. Nu, vă spun eu că nu era. Nu puneți în cârca PSD-ului ce nu face. Da? Legat de partea politică, este adevărat că întâmpinați dificultăți în identificarea candidaților pentru alegerile locale în mai multe localități, între care și câteva orașe importante? În ce sunt dificultăți? Nu aveți candidați. Dacă mă întrebați de orașe, la Târgoviște candidat avem, la Găiești avem, la Titu avem, la Morene avem. Cine e la Titu? Nicolae Traian. Stan Cristian. Doar nu am venit acum cu alt candidat la Târgoviște după ce avem primar interimar. Nu am identificat încă soluția cea mai bună pentru Pucioasa și Fieni. Și încă căutăm. La Pucioasa aveam candidat pe domnul Ana. Numai că în condițiile în care un alt membru de familie s-a dus în altă parte, e greu să fii credibil în fața oamenilor. Și i-am spus-o și lui. Nu poți să fii credibil circulând un membru de familie pe partea stângă și celălalt pe partea dreaptă, eventual candidații amândoi la primărie. Că de lumea de noi. La Fieni încă nu am un candidat care să aibă șanse să-l bată pe Budoiu. Discut cu 3-4. Vreau neapărat să bat la Fieni. Pentru că m-am săturat de diverse discuții. În județ sunt candidați la primărie care au spus clar, primari în funcție, care au spus clar că vor candida. Sunt situații în care unii au diverse subiecte pe rol, cu anii, cu justiția în general, și sunt primari care mi-au mărturisit că în contextul dat te gândesc foarte bine dacă mai merită în vreun fel să candidezi la funcția de primar. Mai ales când au auzit și cu ce pensii au ieșit unii dintre ei, pensii de 1400 de lei, 1500 de lei, care sunt de mizerie. La Găiești, Costea Fănuț este una din propuneri, și asta mă refer dacă am avea alegeri anticipate, că până la alegerile de anul viitor mai avem un an, vom face sondaje de opinie. La Răcari, am o propunere, dar o țin deocamdată pentru uzintă. O mai studiez. Și a doua propunere? Păi poate fi
și Iacobuță Cristin, un candidat la funcția de primar. Putem găsi și alții. O să analizăm. Dar prima noastră opțiune, însușită de organizația locală, pe discuția cu alegerea anticipate, este Costea Fănuț. Și eu cred că este un candidat foarte bun. Știți că nici familia mea nu prea mai e de acord să mă ocup de lucrurile astea, pentru că s-a săturat toată lumea de stres, de acuze, de verificări, de controle, de tot felul de prostii.